Astăzi e o nouă zi. M-am odihnit, m-am liniștit, sunt pe linia de plutire. Sper norocul să-mi surâdă și astăzi. Ce avem noi aici? Cred că ar trebui să înceapă să le fie frică. Le-am arătat ce pot să fac și mai ales că tot sunt cu ochii pe mine. Astăzi pornesc cu mai multă încredere în mine la drum și sper să fie mai bine, să nu mai ajung la eliminare niciodată. Văd o grămadă de cloșuri pe masa juraților. Ce o să facem cu ele? Bam trece prin cap desert, bam trec prin cap râme, viermișori, albinuțe și alte chestii. Oricare dintre astea două ar fi dezastru pentru mine. Totuși, sper să nu fie desert. Nu vreau desert. E prea încurajator faptul că râd toți. Mama, am atâtea emoții, deci nu pot să stau nici în picioare. O iau la fugă dacă e ceva. Sper să nu fie insecte. 27. Deci noi cât suntem? 15. O să gătim cu așa multe ingrediente sau primim fiecare câte două, dar nu ne ies la calcul. Ieri am avut același feeling că primesc desert, am scăpat. Sper norocul să-mi surâdă și astăzi. Să nu primim nici astăzi desert. Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit! Noi. Vedeți câte lucru sunt în jurul vostru? Da. Da. E clar, nu vă aștepta o probă ușoară, pentru că luptat pentru ceva de neprețuit. Luptat pentru imunitate. Un singur concurent va câștiga insigna și va fi protejat la următoarea eliminare. Doar el va sta liniștit la balcon. Lupta pentru imunitate se va da în două runde. Runda 1 o să fie testul recunoașterii. Ai de mine! Dar nu știu dacă vizual sau gustativ le recunoaște. Și îți dai seama că nu o să fie chestii ușoare. Veți primi un preparat și va trebui să recunoaște ingredientele. Este un test foarte important. Foarte greu. Pentru că vrem să vedem abilitățile voastre în domeniul gastronomie și dacă sunteți capabil să ghiciți ingredientele. Primul gând care îmi trece prin cap, copiez și astăzi. Veți gusta un preparat delicios, dar nu vă lăsați păcăliți de gust. Și nu vă abateți de la misiunea voastră. Mă așteptam eu la un dăstăl, la un moment dat. Mergeți, vă rog, la masa unde va avea loc degustarea. Primul, lingura destul de lungă. Deci este clar, dacă este lingura, este desert. Începem să-mi dăm seama aproximativ ce o să fie. Aveți 3 minute pentru a degusta preparatul și pentru a scrie pe hârtie cât mai multe ingrediente pe care le puteți recunoaște. La sfârșit, cei 9 concurenți care au avut cele mai bune rezultate și au descoperit cele mai multe ingrediente vor lupta în continuare în următoarea probă pentru imunitate. Restul urcă la balcon și vor fi un pericol de eliminare. Luați carnețelele și scrieți numele. Nu știu la ce să mă aștept. Prefer să nu mă aștept la nimic, să fiu pregătit la orice. Sigur, surpriză o să fie. La semnalul meu, ridicat cutie. Nici o șansă, îți spun sincer. Pregătiți-vă! 3 2 1 Ridicat cutiele! Ta-da! O prăjitură delicioasă. Wow, deci m-am bucurat. Doamne, mi se luminează privirea când văd. Nici nu știu cum să-i spun, că e fericire acolo. Mamă, atâta pahar, nu știu. Și cred că avea 30 de centimetri. Pentru cei care mărimea contează, acum sunt foarte fericiți. Pentru mine mărimea nu contează. Mi-ar fi plăcut să-mi pun așa niște... Așa, o prăjiturică mică. Nu, să știu.
Miroseam și mirosea ceva de mare. Și asta mă duce în eroare, cred că e o combinație mult mai dificilă decât pare. Sunteți pregătiți? Da. 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 Cele 3 minute încep acum! Nu lăsat colegii se copieze de la voi, da? Sunt multe ingrediente. Gustați în adâncime fiecare strat în parte și nu ratați niciun etaj. Atât de bine arată. Mamă, îl sorb din priviri. Mie vine să-l iau direct și să-l torn așa direct. Am gustat prima strat, era o cremă albă și cu niște chestii maro înăuntru. Era nucșoară, este ceva foarte puternic, care deja rupe. Al doilea, mă duc puțin mai adânc, rom. Bum, gata, s-a terminat șmecheria. Eu n-am mai mâncat zahăr de vreo câteva luni bune și iau așa și gust puțin, câte puțin, ca să nu mi se facă rău. Că nu mai sunt obișnuită să nu leșin pe aici de prea mult dulce, o bombă calorică. A trecut deja un minut! Grăbiți-vă! Scrieți cât mai mult ingrediente! O să fie foarte dificil să ajung la fiecare strat în parte fără să fiu influențată de stratul deasupra. Sincer, l-aș turna pe tot pe masă și mi-ar fi mult mai ușor. Dau de ceva alb, nici nu știu cum se numesc. Nu vine denumirea deloc în engleză. Scriu bureței. Grăbiți-vă! Mai aveți doar 30 de secunde. Nu vă pripiți și nu lăsați gustul să vă oprească din treabă. Zece, nouă, opt, șapte, șase, cinci, patru, trei, doi, unu. Gata, pixelul jos! În momentul când zic șefii stop cronometru, îmi dau seama că n-am trecut laptele. Înainte de a afla cine se va salva de la următoarea eliminare și va primi imunitate, haideți să vedem ce ingrediente au fost folosite pentru a face acel desert. În total au fost 28. Zmeura! N-am văzut-o. Făină albă! Nu scrisesem lapte. Praf de copt. Eu am scris. Frișcă. Asta am scris. Marshmallow. Portocale. Am pus. Alune de pădure. Bam. Lime. Semințe de dovleac. Eu am știut asta. Fulgi de cocos. Pescă și ăsta l-am scris. Ia să-mi uri și una. Zahăr. Cochila lui Dumnezeu, zahăr! Nu l-am scris. Prost să fii să nu scrii că e zahăr. Găpșun! 7 până acum. Pistic! Deci am zis pistac eu. Se pune, chiar dacă scrie în engleză, se pune. Banda, zici că ești mama omida. Smântâna dulce! Ghimbir! Da, pe asta l-am scris. Arahide! Esență de rom! Vanilia. Am scris vanilie. Yes. Ciocolata neagră. Fulge, ciocolată. Dar nu a fost... Da. Ai scris neagră? Da, cred că am scris neagră. Lapte. N-am trecut laptele. Gelatina. Am scris. Jeleu. I-am scris jeleu. Unt. Nucușoara. Mascarpone. Am scris mascarpone. N-am scris. Yes, mascarpone. Cât mă bucur. Și acum a venit momentul să aflăm care sunt cei 9 concurenți care vor merge mai departe. Ei vor continua lupta pentru imunitate. Pe locul întâi sunt două persoane care a ghicit la egalitate cel mai multe ingrediente. 18 wow. Ingrediente. Caroline? Luca! Eu și Raluca, pe loc întâi. Bine, două blonde, nu trebuie să ne subestimeze nimeni. Când e vorba de degustat, se pare că ne pricepem. Cred că ar trebui să înceapă să le fie frică. Sunt un bun competitor și cred că pot să avansez mult mai repede decât se așteptau. Pe locul al doilea, cu 17 ingrediente ghicite,
Mihai. La cât am mâncat de el, mă mulțam. Locul al treilea este împărțit de doi concurenți, care au ghicit câte 16 ingrediente. Florentina și Daniela. Sunt extrem de bucuroasă că mă aflu în top 3 cu gusturi fine și simțuri delicate. Și ultimele 4 persoane care va lupta pentru imunitate au ghicit câte 14 ingrediente. Aceia sunt Jeremy, Panda, Andrei și Cezar. Eu sunt singurul din toate concurent care a ghișit chiar în ușoară. Bam! Deci chiar nu vinează, cred. Ceilalți 6, nu mai luptați pentru imunitate, sunteți în pericol de eliminare. O să vă rog să mergeți în lounge acum. Ne vedem la proba următoare. Ok. Eu aș prefera să stau la balcon, că, sincer, mă dor picioarele, dar acum, dacă trebuie să gătesc, fie. Mai am o șansă să le ai în signă.